Și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Am dat o fugă până în Lidl pentru că trebuia să îmi cumpăr cafeaua mea preferată, care știți că este aceasta. A trebuit să îmi cumpăr pentru că nu mai aveam și urmează zilele astea libere și nu voiam să rămân fără. Mi-am luat două cutii ca să fiu sigură. O să le dau din cadru ca să vedem și produsele celelalte. Am găsit la reducere această șuncă de porc pe care am dat 6,78 lei. Îmi place cum arată, așa că am luat-o. Am găsit la casă și aceste dopuri de urechi. Știți că eu nu pot să dorm fără dopuri de urechi și sunt o perechi din câte văd și am dat decât 14 lei. Acum ceva timp am comandat un set de 20 de bucăți, parcă, și am dat 30 de lei sau ceva de genul și astea s-ar putea să fie de mai multe culori și văd că au și un suport. Am dat 14 lei pe acesta. Am mai cumpărat pentru Ludmila și o brânzică făgăraș din aceasta cu 3% grăsime pentru că nu mai aveam. I-am cumpărat și două iaurțele, nu am găsit din acela grecesc, sper să-i placă și acesta. Știți că de fiecare dată când intrăm în Lidl, ea vrea pâine și cumpăr câte un mini corn din acesta cu unt, dar astăzi nu este mâncat pentru că am stat puțin în parc, ne-am jucat și mi-a zis la un moment dat că vrea pâine. Am intrat în Lidl, i-am dat cornulețul și a adormit și de asta nu este mâncat. Așa că nu l-am mâncat. Am mai cumpărat și un bacon afumat. Știți că eu îl prefer foarte mult pe acesta, dar eu, sincer, îl mănânc așa crud, deci nu prea îl prăjesc. Deci l-am cumpărat. Am cumpărat două. Am mai cumpărat și un somon norvegian afumat. Aveam poftă. Am niște almete, care este neîncepută, dar am uitat să cumpăr roșii, mă gândeam ceva cu roșii sau castraveți, nu m-am gândit, dar aș putea să fac cu ardei. Am cumpărat ardei pentru a mânca cu sarmale și aș putea să fac cu un aperitiv ceva cu ardei. Să le fac. Am câștigat și acești saci menajeri, sunt foarte buni. Și am mai câștigat și această smântână de gătit cu 30% grăsime. Am mai luat și niște snacks-uri din acestea spirale cu cașcaval și unt. Mie îmi plac foarte mult, le-am luat foarte mult. Înainte le cumpăram foarte des, acum am mai cumpărat decât o singură dată din câte țin eu minte. După cum ați văzut, am cumpărat ardei pentru a mânca cu sarmale. Din piață am cumpărat și două lumânărele pentru seara aceasta de înviere, dar clipul va intra mâine. Am găsit și creme brulee, știți că este preferata mea și eu îmi cumpăr de fiecare dată. Nu știu de ce mi-am cumpărat decât una, dar o să merg zilele următoare să mai îmi iau. Mie îmi place asta foarte mult și eu iau de fiecare dată când o găsesc. Am mai găsit și aceste pungulițe cu fermoar, îmi vine să zic zip bag în engleză. Sunt super bune, am mai avut. Mi-am cumpărat altele de la un alt magazin, încă nu le-am folosit, dar am zis să le am și pe astea, pentru că mai erau decât două cutii, deci o cutie am luat-o eu, rămăsese una. Astăzi am văzut un clip pe TikTok despre niște plante care aduc noroc și tot felul de bunăstare și toate chestiile în casă și spuneau plantele care aduc, adică florile, spunea de busuioc și am luat un busuioc, deci nu să-l mănânc, l-am luat ca plantă. Și mai spunea ceva și de trandafiri pitici. Și i-am cumpărat pe aceștia. Și mai spunea de o floare. Cred că o hortensie. Bine, ei spun ceva floarea de ceară, ceva de genul spunea, dar eu am văzut ceva asemănător, hortensie. Nu m-am uitat bine cum arată. Am fost așa, între și între a o lua,
O să merg zilele următoare să o caut, să o cumpăr. Nu mai pot să aduc... Am găsit și nisip de pisici, din ultimul timp nu prea am mai găsit nisip de pisici, nu știu ce se întâmplă. Bine am găsit, dar era tot 10 kg, nu știu cum, 23 de lei, ceea ce nu, am zis nu și nu am cumpărat. Am cumpărat acum la 14 lei, același gramaj, de ce să dau mai mulți bani dacă pot să iau la 10 lei, până la urmă își fac nevoile în el, nu fac cine știe ce inginerie. Mi s-a făcut poftă de lapte cu cereale. Eu mănânc foarte rar lapte cu cereale, dar când mănânc îmi plac foarte mult genul acestea cu cacao. Și pentru asta mi-am cumpărat două sticle de lapte fără lactoză. Știți că eu am intoleranță la lactoză și de aceea cumpăr lapte fără lactoză. Am zis să am pentru zilele astea libere. Și am mai cumpărat două pereche de dresuri, mi s-au părut, culoarea piciorului mi s-au părut foarte ieftine, 40% grosime, mărimea 4 și 5, mai lărguți, nu știu dacă mi se potrivesc neapărat 3, dar am zis să fie ok și am luat două perechi. Și cam astea au fost cumpărăturile mele de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Un Paște fericit vă doresc, pupici! O zi sau seară minunată să aveți, pupici!